Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Prăbuioase maici, iubiți credincioși, învățăturile pe care le-am ascultat astăzi cuprinse în Evanghelia zilei, i-au cam înfricoșat pe cei care ascultau pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, încât l-au întrebat cam dezamăgiți așa, atunci cine se poate mântui? Dar din răspunsul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lucrul acesta este foarte greu și aproape cu neputință puterilor firești ale omului bogat. Dar este cu putință totuși prin lucrarea Harului a Totputernicului nostru Dumnezeu. Și ca să înțelegem răspunsul Mântuitorului, trebuie să ascultăm tâlcuirea celor povestite de Sfânta Evanghelie, care spune că în vremea aceea, un dregător l-a întrebat pe Iisus zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Dregătorul acesta bogat nu a venit la Mântuitorul nostru Iisus Hristos să-L ispitească, cum a făcut legiuitorul, ci s-a apropiat cu respect și cu smerenie și l-a întrebat: Învățătorule bun. Deci n-a venit nici cu fățărnicie, nici cu vicleșuri. Acest dregător auzi și el, după cum se vede, despre binefacerile pe care le face Domnul nostru Iisus Hristos și cum învăța aceste învățături cu privire la viața veșnică. Și de aceea a venit și el să audă și să vadă și să afle cum ar putea să intre în viața veșnică. Dar el credea că Iisus este un dascăl și un om bun. Nu credea că este și Dumnezeu. Și asta se vede din răspunsul Mântuitorului, care îi spune: Pentru ce mă numești bun? Bun este decât unul Dumnezeu. Știi prea bine poruncile. Deci dacă pregătorul acesta ar fi crezut că Iisus Hristos este Dumnezeu, n-ar mai fi spus Mântuitorul: Pentru ce mă numești bun? El zice aceasta ca și cum i-a fi spus: Fiindcă tu nu crezi că sunt Dumnezeu, pentru ce mă numești bun? Nu numai, nici măcar omul nu este bun din fire, ci și nici îngerii nu sunt buni din fire. Pentru că numai Dumnezeu este din fire bun și izvorul bunătății. Și a zis: Știi prea bine poruncile. Să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să nu fui, să nu mărturisești strâng. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Ce se întâmplă aici? Dregătorul acesta socotea că alte fapte bune duc pe om în viața cea veșnică. Nu împlinirea dumnezeieștilor porunci care erau cumplise în legea lui Moise. De aceea a întrebat: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Dar Domnul nostru Iisus Hristos îi pune înainte pe scurt poruncile lui Dumnezeu care erau cumplise în această lege a lui Moise. Și în răspunsul Domnului mai vedem înțelepciunea sa nemărginită, fiindcă mai ușoară este fuga de păcat decât săvârșirea faptelor bune. De aceea, el pune întâi poruncile care învață om depărtarea de păcate și zice să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, și apoi pune poruncile care cer săvârșirea faptelor bune. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și el răspunde acest dregător: Învățătorule, toate acestea le-am păstrat din tinerețile mele. Și el zicea aceste lucruri nefățărnicindu-se și nici ispitind pe Mântuitorul. Într-adevăr, el păzise poruncile legii lui Moise din tinerețile lui. Dar îi se părea, cum se pare și nouă după mintea noastră, lui se părea că osteneala aceasta vremelnică depusă pentru păzirea de păcate e prea puțină și nu prea ar fi de ajuns ca să chiar să-ți ofere moștenirea vieții celei veșnice. Și atunci Mântuitorul a auzit acest lucru, i-a zis că îți mai lipsește un singur lucru atunci. Vinde câte ai, împarte-le săracilor și vei avea comoară în cer. Apoi vino și urmează mine. Într-adevăr, păzirea dumnezeieștilor porunci care se cuprind în legea lui Moise
mântuiește pe cel care crede în Hristos și îl duce la viața veșnică. Însă poruncile din legea lui Moise nu pot să rânațe pe omul la desăvârșirea despre care învață Sfânta Evanghelie. Și asta ne spune Apostolul Pavel. Într-adevăr, legea, având umbra bunătăților viitoare, ea nu însuși chipul lucrurilor, nu poate niciodată cu aceleași jertfe aduse neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei care se apropie. Înseamnă, deci, că alta este slava celor ce s-au mântuit și alta este slava Sfinților care s-au împrinșit de desăvârșirea Evanghelică. Pentru că păzitorilor poruncilor de a făgădui Domnul intrarea în viața cea veșnică, iar celor desăvârșiți, adică Sfinților, comoară în cer. Ce înseamnă comoară în cer? Adică slava cea dumnezeiască care este în cer. După cum Domnul păgăduiește acestui dregător și zice, primește poruncile Evangheliei și le-a dat cu moarea în cer. Cei desăvârșiți, adică Sfinții, nu numai că moștenesc viața ce veșnică, cum am spus, ca și cei mântuiți care păzesc poruncile legii lui Moise, ci dobândesc și visteriile dumnezeieștii slave. Cum a spus Mântuitorul în Adox, eu am venit ca lumea viață să aibă și mai mult să aibă. Ce înseamnă visteriile dumnezeieștii slave? Cea mai mare bucurie pe care au Sfinții în Împărăția Dumnezeu este să mijlocească pentru noi, care suntem în Biserica Luptătoare. Și asta e dumnezeiască, îndrăzneala asta de mijlocire pentru noi. Ei de asta se bucurește mult, pentru că se mântuiesc și alții. Iar treptele slavei și fericirii le-a arătat însuși Domnul când a spus așa, în casa Tatălui meu, multe locașuri sunt. Și precum nu toți oamenii văd deopotrivă lumina, ci mai mult, iar alții mai puțin, după măsura puterii pe care o are fiecare în ochii lor, tot așa și drepții. Nu toți dobândesc deopotrivă slava lui Dumnezeu, ci unii mai multă, alții mai puțină, după măsura faptului pe care l-au făcut în viața pământească. De acestea învățăm că fără păzirea poruncilor legii, nimeni nu poate să se mântuiască. Și mântuirea nu e condiționată de desăvârșirea Evangheliei, ci numai de păzirea poruncilor dumnezeiești. Dacă păzim poruncile dumnezeiești, ne mântuim și intrăm în viața veșnică. Și dacă nu le păzim, vom fi osândiți după faptele noastre, la chinul veșnice. Și el, auzind aceste lucruri, s-a întristat, pentru că era foarte bogat. Deci nu-i de mirare că dregătorul acesta bogat, când a văzut că nu poate fi desăvârșit, s-a întristat și a plecat fără să mai spună ceva. De ce? Pentru că ne spune tot Mântuitorul nostru. Duhul este osăduitor, dar trupul este neputincios. Și Duhul tânărului voia desăvârșirea și întreba ce lipsește ca să plinească și să ajungă la înălțimea ei. Trupul însă se potrivea. Abuțiile cele multe îi țineau legate ce? Voință. Aceea s-a dus în Hristos, pentru că nu s-a supus sfatului ceresc al Mântuitorului. Și nici nu s-a împrincit de harul care se dă celor sfinți și desăvârșiți. Și văzându-l Iisus că s-a întristat, a zis așa, cât de anevoie, cât de greu vă intra cei care au puțin împărăția cerurilor. Că mai ușor este să intre o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat. Deci văzând Mântuitorul că dregătorul n-a primit învățătura care făcea desăvârșit, ci s-a întristat, a încetat să mai vorbească cu el și s-a adresat celor care erau în jurul lui și le povestea cu acest lucru despre mântuirea bogaților. Și ca să arate cât de greu se mântuiesc bogații, a dat această pildă cu apă și cămina. Și într-adevăr, mare este o stereană și aproape cu neputință ca să cum a spus, să se mântuiască un bogat comparându-l cu acest ac, cu ar trebui să aibă urechile să poată să treacă o cămilă. Deci, mai mare este, cum spuneam, o steneală pentru un bogat, pentru că trăiește în desfătări. Și greu se desparte de poftele trupului, de locomia pântecelui. Și greu se desparte de iubirea de bani. Și câtă tărie trebuie un suflet bogat ca să nu fie biruit de aceste deșertăciuni mești care le asaltează în continuu. Și atunci cei care au auzit acestea au întrebat.
Păi Mântuitor, atunci cine se poate mântui? Cei care au văzut aceste lucruri s-au mirat și s-au spăimântat, fiindcă priveau numai, când au greșit, priveau numai la puterile omului. Și nu se gândeau deloc la puterea Harului Dumnezeu, care l-a ajutat să se mântuiască. Și mai este un lucru care nu am trebuit să scoatem în evidență. Dacă ei erau săraci și vorbirea ce a spus Mântuitorul îi privea numai pe bogați, de ce s-au speriat ei și au spus atunci cine se poate mântui în moment ce erau săraci? Pentru că ne spune Sfântul Bala și-au arătat îngrijorarea, pentru că ei deja deveneau păstori sufletești și aveau o purtare de grijă pentru mântuirea lumii. Și atunci Mântuitorul a zis, cele ce nu sunt cu putință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu. Și ca să o luăm într-un sens alegoric, fiecare dintre noi, fiecare om se naște cu niște talanți și este bogat în felul lui. Pe măsura lucrurilor pe care face timpul vieții, ajunge să-și folosească aceste daruri, ori în slujba binelui, ori în interes personal, ori în dauna aproape. Nu-și urma cu Mântuitorul te îndeamnă să te lepezi de tine și să faci cele bune, să-ți folosești darul în folosul aproape. Pentru o unire a tuturor. Numai că te întorci întristat la casa ta, adică te întorci cu o durere în suflet, cu un gol în suflet, deși ai de toate, că sunt pentru oameni care au de toate, nu lipsește absolut nimic, dar tot timpul au o depresie, tot timpul nu se simt închis, tot timpul au un gol în sufletul lor. Iar acel gol l-a creat Dumnezeu numai ca să stea El acolo, în sufletul nostru. E pentru asta ne-a credeți că Sfântul Apostol este în biserici ale Dumnezeului Celibiei, pentru Dumnezeu de asta vrea să locuiască în noi, încă de pe pământ. Iar ca să dau un exemplu, o să-mi folosesc de două pilde, ca să arăt cât depinde de noi și cât depinde de Dumnezeu ca să ne mântuim. Un tânăr bogat, petrecăreț, indiferent de cele spirituale cum sunt unii tineri în zilele noastre, a avut un vis trimis de Dumnezeu ca să-l trezească în această amorțeală pe care o avea și să-i dea posibilitatea să se îndrepte. Pentru că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, pentru că El știe Dumnezeu ce înseamnă veșnicie departe de El. Să stai... Pentru că citeam la Părintele lui Cleopa, toți în iad ar vrea să moară, dar în iad nu se mai moare. Aici se moare, aici te pun la punct cu ce ai de făcut ca să moșteniți viața cea veșnică. Și se făcea că murise în acest vis, acest tânăr, și că Sfântul Petru conduce prin lumea de dincolo și arată cum petrec alții. Și printre altele a fost acolo un palat foarte frumos și era încă în construcție. Și normal l-a întrebat pe Sfântul Petru, al cui este acest palat? Este adică chiar al grădinarului tău, al grădinarului meu, nu se poate. N-are cum să, n-are ce să facă cu el. Pe pământ trăiește într-o colibă și e foarte bine. Nici n-ar ști cum să se folosească de el în primul rând. Și totuși e al lui. Păi și cu ce construiește? Păi nu poți ști, pentru că are o leafă mică pe care tu nu-i o mărești. Dar, din o leafă așa de mică, o parte o dă săracilor și nevoiașilor. Și nu-și oprește pentru dânsul decât atât cât îi trebuie ca să trăiască cinstit și decent. Nu petrece fără rost, nu se desfătează, postește, se roagă după rânduială. Și din tot ce dă săracilor, se construiește aici acest palat. Și desigur, nici nu știe și nici nu bănuiește. El face toate aceste lucruri din inima lui bună. Mergem mai departe, ajuns în fața unei colibe sărăcăcioase, putre, gata să cadă. Și Sfântul Petru s-a oprit în adins în fața ei. Și tânărul zice, dar cum poate să existe și aici, ca pe pământ, asemenea casă? A cui poate fi? Și Sfântul Petru îi spune, chiar a ta este. A mea? Dar nu se poate. Eu locuiesc într-un bol, acum să locuiesc pe o pocioară. Dumnezeu nu poate fi a face atâta nedreptate. Nu este deloc o nedreptate. Este tocmai ceea ce ți se cuvine ție. Casele se construiesc aici din materialele trimise de oameni de pe pământ. Tu n-ai trimis nimic. Și în aceeași clipă, Sfântul Petru se făcu nevăzut. Și tot în același moment, tânărul se trezi din acel vis,
Și tot restul vieții, nu făcând nimic altceva decât să-și trimită materiale dincolo. Și altă pildă spune așa. Într-un ținut, venit de undeva o doamnă foarte bogată, care își cumpără mult pământ, își clădi un castel, se conjură de servitori și de lucrători, se împrieteni cu toți boierii și cu mai mari din părțile locului, se vizitau reciproc, dar spre deosebire de ceilalți, se arăta și a fi o bună creștină. Chiar mergea la sfintele slujbe, era îl cinstea pe preot, care și preotul a rădurit său, de-o vedea a fi pătruns de misiunea lui. Și m-a spus, mergea direct regulat la slujbe și când era nevoie, întreba dacă este nevoie pentru o contribuție pentru sărași, pentru niște reparații, pentru o întreținere de orice fel. Și doamna noastră se dovedise sensibilă la aceste apeluri, în așa măsură cât cei din jur cam începuseră să râdă de ea și să o acuze de bigotism. Ei, în general, nu prea luau seama la aceste apeluri ale preotului, deși repeta mereu învățătura Evangheliei, ca grija tuturor trebuie să fie ca să-și trimită comori în ceruri, nu să-și adune bunuri inutile pe pământ. Pentru că cele din ceruri îi vor ajuta la judecată, cum este scris. Ce ați făcut unuia dintre acești mai mici ai mei? Mie mi-a spus. Cine dă, lui își dă. Văzând doamna că predica preotului nu prea e ascultat, s-a gândit să-l ajute cumva pe preot la propovăduire și să-și facă prieteni, să înțeleagă mai concret apelurile și promisiunile lui. Și ce face această doamnă? Într-o zi se deghizează cu multă ardă într-o cerșetoare, își schimbă vocea, și porni prin sat după cerșit. Se prefăcea că e bolnav, câine putincioasă, că se crește că e singură, că are o casă plină de copii. Își repeta această istorie la fiecare poartă și în fața fiecărui trecător pe care le întâlnea. Unii au dat afară, alții au refuzat-o brutal, alții au pus câini după ea, alții au dat ceva din resturile servitorilor sau din mâncarea câinilor. Unii, ca să scape de ea, au dat câte o coajă de pâine uscată, sau bucate de mămăligă mucegăită, un pumn de făină, o broșie stricată, de obicei ceea ce nu le prisosea. Sau cel mai le trebuia, ce erau de aruncat. Și a mulțumea și strângea totul în traistă. Și pe așa doua zi și a făcut acest lucru timp de o săptămână. A bătut la aceste conacuri. Dar a bătut și la casele săracilor. Și culmea e că din mâinile acestora se alegea cu daruri mult mai bogate decât cele căpătate de la cei bogați. Pentru că săracii înțelegeau mai bine sărăcia și de aceea își ajunseseră să ceară și iertare pentru că nu pot să dea mai mult. Pentru duminica următoare, cerșetoarea redeveni doamna care era de fapt și anunță o mare recepție la castelul ei. Trimise invitații tuturor marilor familii din împrejurim și tuturor notabilor. Dar, spre mirarea tuturor, invitați-se la masă și oamenii săraci. Și început să le sosească bogați, cu trăsuri scumpe, îmbrăcați în haine alese, doamnele toate elegante, toți fără primiți într-un salon imens, unde doamna gazda, precum se cuvenea, făcea în persoană onorurile casei, salutându-i pe toți și primindu-i pe acești invitați. Săracii stăteau mai pe la ușă, nu prea aveau îndrăzneală să intre. Doamna îi chema pe toți. Și când toți sosiseră, se deschiseră uși mari, și dintr-o parte și dintr-o alta. Și acolo, unde se vedeau mese încărcate de toate bunătățile, acolo fură invitați săraci. Intrară ei cam stânjeniți, cam ne la locul lor, dar doamna insistă. Ei, vis-a-vis, într-o sufragerie mai mare și mai somtoasă, erau mesele deocamdată goale. Și fiecare loc era marcat cu numele fiecărui invitat din cei mari, din cei bogați. Intrară înfumurați și mândri de marea cinste, luară loc și atunci intrară servitori îmbrăcați sărbătorește și cu mănuși și mănușați, cu tântă de aur, de argint, depuseră în fața fiecăruia invitat, culmea, în acele vase de aur filucioase, cu o coașă de pâine uscată, cu o bucată de mămăligă mucegăită, din mâncarea servitorilor și a câinilor, o roșie stricată, cu un cartof exact ce primise de la ei. Și te-a apucat scârba numai privindu-le și încât absolut toți de la masă aceea rămăseseră înmărmurați.
mărmuriți, mă rog. Nu știau ce să creadă. Gândeau că gazda încurca saloane. A văzut să recepcile mâncare aveau săraci la masa lor. Și erau gata să scandalizeze, să protesteze ofensați de marea lor batjocură. Și Doamna le spune, stați liniștiți. Nu, eu n-am încurcat saloanele. Ei m-au miluit cu ce au avut mai bun. Cu sărăcia lor. Ba chiar nu a cerut și iertare pentru că nu puteau să-mi dea mai mult. Eu sunt cerșetoarea care a încerșit la porțile voastre zilele trecute. Vă amintiți acum de mine? Și aruncă de pe ea mantia aceea urită, care o avea pe ea, și redeveni pe loc cerșetoarea povoiată, pe care toți o cunoșteau. Iar vouă, domnilor și doamnelor, m-am pus înainte fiecare exact ce mi-ați dat, când am fost eu pe la porțile și la ușile voastre, sau la mesele servitorilor voștri la care m-ați îndrumat, și nu cred că o să mă judecați astfel. Fiecare din voi are în față și primește înapoi exact ce a dat el însuși pentru acest banchet. Ce a dat, lui și-a dat. Cum e onorat, așa cum s-a onorat, așa e onorat și la masa mea, după dreptate. Și așa va fi și în împărăția cerului. Și zicând acestea, cerșetoarea a părăsit încăperea și spun cei care au văzut că mergând spre ușă și-a îndreptat din nou spatele încovoiat și a devenit măreață, iar pe omeni i-a apărut mantia strălucitoare care a topit chipul acelei cerșetoare în cel al Doamnei. Și văzându-se bine acum că era una și aceeași persoană. Și când s-a să se apropie de ea, nu a mai văzut-o. Și nici nu s-a mai întors niciodată și credincioșii spun că chipul Maicii Domnului din biserica lor este identic cu înfățișarea ei. Și totodată se mai spune pentru noi toți că Doamna cea bună de la castel, care s-a ascuns în chipul din stânga a ușilor împărătești, ne privește mirești și parcă ne spune așa va fi și în împărăția cerului. Amin.